Salut, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod din București Mall. Astăzi o să facem un episod mai special în care o să avem o zi de relaxare în mallul meu preferat și o să mergem să mâncăm, să vedem un film, să ne plimbăm, să căutăm cadouri pentru cei dragi, așa că haideți cu mine! La cafe din Iasu, unde o să-mi dau o cafea bună turcească și o să-mi iau și o ciocolată neagră și cu lapte, pentru că nu mă pot decide. Am venit direct la raionul de ceaiuri, o să aleg acest ceai care este unul dintre preferatele mele, Mango Tango, și o să aleg și o ceașcă ca să facem un cadou drăguț, avem foarte multe opțiuni, dar cred că o să merg la acel raion. Ceva cu roz, evident. Cred că ăsta. Gri cu roz înăuntru. Pentru că îmi plac cactus și o să aleg acest cactus, cactus love, care puteți ține în casă. Haideți să mergem cu asta la casă și să facem un pachet de cadou. Pentru că tot m-am oprit să iau un cadou, am spus să-mi continui lectura pe care am început-o zilele acestea cu noua achiziție Dopamina și m-am pus în acest loc super drăguț să continui. Am venit la Norții să mănânc. Dacă te-ți iubitor de pește și vrei ceva sănătos, vă recomand cu drag acest restaurant. Haideți să vedem ce îmi comand și ce meniuri au la dispoziție. Haideți că nu v-am mai lăsat să așteptați și v-am primit direct la masa mea cu pioasă de prânz. Evident că nu o să mănânc toți eu, aștept niște prieteni, dar vă arăt aici un model de prânz sănătos pe care îl puteți avea dacă veniți la o zi de relaxare în București Mall. Eu cred că o să merg astăzi pe caracariță și un par de prosecco. Cheers! Abia aștept să mă dau un carusel. O să mă dau în acest carusel ca să treacă timpul mai repede. Let's go! O să aleg acest cal. Stați o secundă. La orice vârstă puteți vă dați în carusel. Mi-am întâlnit prietena. Ne-am luat popcorn, suc și intrăm în sală. Ne-am luat pe ultimul rând ca să vedem filmul de groază cum trebuie. Am ajuns puțin mai devreme noi, așa că puteți spune că sala este a noastră momentan. A fost episodul de astăzi. Dacă doriți o zi relaxantă în mallul meu preferat, București Mall, vă invit aici și să beți o cafea, să mâncați, să vă uitați la un film, să citiți o carte. Dar noi revedem luna viitoare cu un nou episod.